Reîncepe hărțuirea mediului privat, vin noi taxe și impozite, majorări de impozitele, unele mai logice decât celelalte, pentru că asta este tot ce înțelege PSD și PNL din a acoperi o gaură de la buget pe care tot ei au făcut-o, despre care habar nu au, de fapt, cum o pot rezolva, și atunci mai bagă mâna puțin în buzunarul firmelor din România, în buzunarele noastre ale tuturor. Astăzi și că ar fi trebuit să înceapă și marea ieftinire, dar a început mai degrabă marele control la raft și la firmele din România. Ministrul Agriculturii anunță niște ieftiniri de 50%. Nu știm câtă economie pricepe și domnul Barbu, pare a fi la același nivel cu Boloș, Câciu, cu Ciolacu și cu Ciucă. O să vă arătăm cum pun ei tunurile acum pe micro-întreprinderi, cum lovesc din nou în capitalul românesc, cum se ajunge foarte ușor chiar la impozii pe profit de 16% pentru micro-întreprinderi, pe chestiuni legate de rentabilitatea firmelor peste 30%. O să vă arătăm și impozitarea pe locuințe, pe vânzarea de locuințe. E un pachet întreg de 59 de pagini. Ordonanța asta a măsurilor fiscale a Guvernului României a ajuns la aproape 60 de pagini. Va intra în vigoare de la 1 octombrie, cel mai probabil în câteva zile. Vom avea și ordonanța oficial adoptată de Guvernul României. Tot astăzi însă o să discutăm și despre pensiile speciale, pentru că mâine la CCR aflăm pe surse dintr-un raport al președintelui Curții de Conturi o să pice legea care ar trebui să reformeze pensiile speciale în România, ceea ce înseamnă că se întoarce la Parlamentul României, ceea ce înseamnă că iarăși începe toată saga modificărilor, deci iarăși nu pupăm banii europeni. Cât despre pensiile celelalte, o să vă arătăm cum nu se majorează niciuna nici anul acesta, dar nici de la 1 ianuarie, legea, ci că ar fi gata undeva prin noiembrie. Tot în ediția de astăzi, despre cum presa americană scrie despre extracțiile de gaze de la Neptun Deep. O provocare pentru Putin, dar o provocare pentru noi toți, mai cu seamă că sunt mișcări în Marea Neagră. Blocada Federației Ruse față de cerealele Ucrainei a făcut ca, în urmă câteva zile, 3 nave cargo să treacă totuși însoțite, asistate de avioane NATO care sunt staționate în România. O să vorbim și despre cum Statele Unite ale Americii reverifică vizele acordate ungurilor. Foarte mulți cetățeni români însă sunt afectați de această reverificare a vizelor și de niște sancțiuni, pentru că se reduce perioada de aplicabilitate a vizelor oferite ungurilor. Sunt mulți cetățeni români în această situație. Discutăm despre toate astăzi la Politica Zilei. Sunt Ioana Constantin, vă mulțumesc că sunteți alături de noi pe V1 TV. Vă prezint invitații mei și ai dumneavoastră la această oră. Este alături de noi, printr-o legătură video, Gheorghe Alumițeanu, fost ministru de Finanțe, Partidul Mișcarea Populară. Vă mulțumesc foarte mult! Să rămână! De asemenea, deputatul USR Cristian Zaidler, mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu, bună ziua! Se alătură printr-o legătură telefonică directă domnul profesor universitar de economie Mircea Coșa. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Coșa! Să rămână, mulțumesc și eu! Și mulțumesc foarte mult de asemenea alături de noi Dragoș Frumosu, președintele Sind Alimenta. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Frumosu! Haideți să începem cu acest pachet de măsuri fiscale, 59 de pagini are această ordonanță, din care aflăm niște lucruri foarte interesante. Cele două cote de impozitare pentru micro-întreprinderi, 1%, 3%, dacă mă ajută colegii mei cu materialul. În același timp se vorbește de impozitarea locuințelor, impozitarea vânzării de locuințe. Haideți să arătăm. Bun, deci avem așa, la micro-întreprinderi, două cote. Cota de 1% pentru micro-întreprinderile sub 300.000 de lei, cota de 3% pentru micro-întreprinderile peste 300.000 de lei, doar că aici, dacă vorbim de rentabilitate peste 30%, se aplică impozitul pe profit de 16%. Impozit pentru vânzarea de locuințe, 5% pentru construcții și terenuri aferente deținute pentru mai puțin de 3 ani și 3% pentru cele deținute mai mult de 3 ani. Impozit pe case și mașini de lux, acum vor și pentru mașinile de lux. CSS pentru angajații din construcții și agricultură. La IT însă, scutirile se mențin doar pentru veniturile sub 10.000 de lei. Tot ce este peste 10.000 de lei se va impozita. Se rediscută și acciza pe zahăr, ceea ce duce la creșteri de 20-30% la băuturile carbogazoase. În același timp, e foarte interesant impozitul acela pentru casele de lux de 1%, pentru că înțelegem din acest material că dacă ai mai multe case care depășesc 500.000 de euro, ți se aplică această măsură, dar dacă ai o casă de 500.000 de euro, nu ți se mai aplică această măsură. În ceea ce privește TVA, înțelegem că se menține totuși cota de 5% pentru cărți manuale și alte
produse similare, însă se rediscută TVA-urile de 9 și 19% pentru produse și servicii. E un asalt asupra micilor antreprenori, e un asalt din toate părțile. Domnule profesor Coșa, acesta e o ordonanță. Prima dată am și văzut eu un draft de 59 de pagini, are rost să le arătăm oamenilor, dar în mare măsurile lovesc foarte mult în micro-întreprinderi. Da, sunt măsuri care până la urmă arată care e conceptul de guvernare al acestei coaliții și de care discutăm de câtva timp. Nu e prima oară când aducem în discuție această problemă, și anume că acest concept de guvernare înseamnă cât mai multe impozite și biruri pe cei care produc, pe cei care ar trebui ca să salveze situația economică a României și să participe într-un fel la reducerea deficitului. Nu știu dacă asta e forma finală sau nu. Așa cum o văd acum, înseamnă căderea abruptă a sectorului imobiliar, și asta e un lucru rău, pentru că aici avem și pierderi pe orizontală, ne vor pleca și oamenii din țară, cotele TVA-ului degeaba sunt jonglate într-o parte sau alta, pentru că nu vor aduce beneficii la buget. În general, creșterea TVA-ului în situații similare cu cea în care acum România nu crește colectarea la buget, nici nu avem instrumente de colectare, pentru că ANAF-ul nu funcționează. Deci este un set de măsuri pe care ar trebui să-l folosim așa cum se folosește câteodată în sfaturile medicale, în care scrie așa nu, așa nu trebuie făcut. Nu am niciun caz de încredere că aceste măsuri vor aduce un beneficiu, dar lucrul care mă îngrijorează cel mai mult e că unele dintre ele nici măcar nu pot să fie aplicabile. Hai să luăm, de exemplu, situația cu casele, peste 500.000. Ce evidență are statul român și instituțiile sale în acest moment pentru ca ști cu exactitate care e situația proprietăților, moștenirilor, închirierilor, fel de situații în care se poate afla un imobil sau mai multe imobile. Deci sunt niște lucruri care sunt puse cap la cap într-un fel, să zicem, total neprofesionist, pentru că în momentul de față singura cale pe care România și putut să o urmeze, pe părerea mea, și o spun de mult timp, e tocmai cea inversă. Adică ar fi trebuit ca să sprijine reluarea activității economice la un ritm mult mai înalt, pentru că numai din activitatea economică reală, sănătoasă, sustenabilă, care înseamnă întreprinderi mici, mijlocii, dar și întreprinderi mai mari, mediul de afaceri în general, ar trebui ca să dea la buget o cotă mai mare de colectare. Așa? Nu avem cum să facem. Ce să facem? O să facem până la urmă ce am făcut și până acum. Și anume, o să umplem golurile bugetare cu împrumuturi, pentru că nici măcar sursa principală la care se speră, și anume PNRR-ul, nu este eficientă în momentul de față. Banii care sunt depozitați în Banca Națională nu-și găsesc proiecte. Nu înaintăm cu reformele care ar fi trebuit ca să ne dea drumul la finanțare. Deci, dacă lucrurile sunt puse în aplicare așa cum scrie în acest draft, atunci eu sunt convins că vom intra într-o perioadă foarte dificilă, chiar într-o recesiune tehnică, dacă nu în viitoarele luni, la sfârșitul acestui an, în mod sigur. Da, rămânem în dezbatere. Mulțumesc, domnule Ialomițianu. Haideți să o luăm cu micro-întreprinderile și cu mediul de afaceri. Nu, aș vrea să fac o introducere. Deci domnul Iohannis ne-a spus că prin aducerea PSD-ului la guvernare se creează o stabilitate. Dar vă spun că n-am mai întâlnit o situație de genul acesta, o bulversare a aparatului bugetar și a mediului de afaceri după 89. Nimeni nu mai înțelege nimic. Instituțiile nu știu cum să vor mai funcționa, pentru că a spus că le comasează, le desființează. Va fi un blocaj în instituțiile publice și este nevoie de reforme, că le desființează pe la Ministerul Muncii, nu știu pe unde, pe la ce ministere. Deci în instituții nu se va lucra, iar mediul de afaceri e bulversat, pentru că nu va ști ce impozite o să plătească, cum o să-și desfășoare activitatea. Deci este un haos creat de această
coaliție care n-a mai fost niciodată, n-a mai trăit asemenea momente ca acum. Că nu știe, schimbă de pe o zi pe alta și vor să fie o satisfacție între stânga și dreapta. Unii vor să reducă instituțiile statului, să reducere bugetară, alții să introducă impozite. Adică să fie o înțelegere între cele două partide. Eu le spun și PNL-ul și PSD-ul, creează haos și va fi un blocaj economic și în instituțiile publice. Bun, dar haideți să le luăm pe măsurile astea, că eu îi bănuiesc de faptul că sunt și foarte proști, în afară de faptul că sunt ticăloși. Haideți să începem cu micro-întreprinderile. Avem odată cotele astea 1% sub 300.000 de lei, 3% peste 300.000 de lei, dar zice clar în text, în cazul în care în cursul unui an fiscal o micro-întreprindere realizează venituri mai mari de 300.000 de lei și o rată a rentabilității de peste 30% calculată ca raport între profit nu știu ce, această micro-întreprindere datorează impozii pe profit, da? Deci înseamnă 16% începând cu trimestrul în care se înregistrează acest caz. Luăm situația asta. De ce? De ce fac o astfel de măsură? Doamna Ioana Constantin, dacă este eficiență în activitatea unei întreprinderi, statul trebuie să sancționeze. Iar dacă se situează la 300.000 de lei, deci este vorba de 60.000 de euro, da, cifră de afaceri. Vă dați seama câte trebuie să treacă pe 16%? Iar dacă aceste companii funcționează eficient, trebuie statul să le dea în cap, să le treacă pe 16%. Este incorrect. În momentul în care aplici un sistem de impozitare, trebuie să te duci și cu părțile pozitive și negative, pentru că s-ar putea unele firme, chiar cu 1 sau 3%, să plătească mai mult, să fie pe pierdere. Și ele plătesc impozit. Dar dacă câștigă mai mult, trebuie să le sancționezi. Este o lipsă de fair play între stat și contribuabili. Adică e o sancțiune a mediului de afaceri și, în primul rând, a mediului de afaceri din România. Bun, la case, domnule Alomițianu, ați înțeles ce vor? Că odată avem impozitare pe vânzarea locuințelor, 5% pentru construcții, terenuri aferente deținute pentru mai puțin de 3 ani, 3% pentru cele deținute mai mult de 3 ani. După aceea vorbim de impozitarea celor care au mai multe proprietăți imobiliare, care împreună cumulează peste 500.000 de euro. De unde deducem că dacă ai o casă de 600.000 nu plătești nimic, dar dacă ai 3 case care fac 502.000 de euro, trebuie să plătești această impozitare. Deci de unde ura asta iar pe proprietate? Ne-am întors în era lui Iliescu, că nu înțeleg iar urând proprietatea, patronii. Și pe timpul lui Năstase, dacă aveai mai multe case, plăteai mai multe impozit. Dar oamenii aceia au plătit impozite pe veniturile respective. De ce trebuie să-i sancționezi că au mai multe case? Și dacă au moștenie, ce se întâmplă cu respectivii? De unde să plătească impozite? Adică îi sancționezi? Unde mai e PNL-ul? Adică să încurajeze proprietatea. Pentru că cei care au proprietăți în România, au investit în România și plătesc impozite în România. Și aici, asta trebuie. Utilități în România, deci să generează o serie de cheltuieli. Trebuie să-i sancționăm. Probabil că vor să ne mute pe toți într-o garsonieră. Da, să stăm pe stradă într-un cort. Cristian Zaidler, la voi cum se vede toată povestea asta? Odată asaltul pe micii antreprenori, după aia toată ura asta pe cei care au mai multe... Aceeași problemă am avut-o și acum câteva luni când voiau să imposteze iarăși diferit proprietățile. Dom'le, ura asta pe cine are mai mult, pe cine a acumulat mai mult, dar ai lor niciodată nu plătesc în plus. Sinecurile rămân la locul lor și privilegiile la fel. Vă răspund cu ceea ce mi-au spus doi oameni astăzi. Unul mi-a spus, a construit bunicul meu o casă la marginea Bucureștiului, lângă groapa de gunoi. Atât a putut el. Astăzi, eu dețin acea casă, e considerată în zona centrală din București, probabil valorează peste 500.000 de euro. Sunt de vină eu pentru asta? Trebuie să plătesc mai mult? Trebuie să mă mut din București? Și un alt antreprenor, îl citez exact ceea ce mi-a scris. Am văzut creșterea de taxe la micro-întreprinderi. Am hotărât să închid activitatea. Decât să plătesc 16% plus 10 plus creștere de taxe la salariu, mai bine nu câștig eu nimic sau nu în România. Da, bun, care vi se pare cea mai periculoasă măsură, Cristian Zaidler, dintre tot ce au aici? Pentru că văd că mediul de afaceri a reacționat foarte dur, o să vorbim la urmă și de facilități, că și acolo se umblă la ele, dar nu înțeleg care e problema de tot timpul trebuie să lovim în IMM-uri, în micuțele afaceri care sunt românești. Nu sunt aia despre care ne spune PSD-ul că fură profitul și fug cu el peste hotare. Nu, sunt ai noștri ăștia mici.
dacă ai cifră de afaceri de peste 300.000 de lei pe an și ai făcut profit peste 30%, trebuie să fii pedepsit. Astea sunt niște mentalități, scuzați-mă, comuniste, în care antreprenorul este vinovat pentru exploatarea omului de către om. Vă dați seama că suntem în 2023 și încă operăm la nivel guvernamental cu asemenea idei, dar mie mi se pare mai grav imaginea generală. N-a trecut o lună, deci realmente nu a trecut încă o lună de când prim-ministrul acestei țări a spus public că nu va crește nici un impozit și nu se vor introduce impozite dar noi. Dar nu crește, Cristian Zaidar, este o reașezare a climatului concurențial. Hai, lasă-mă! În plus, codul fiscal scrie clar, nu poți să introduci creșteri de taxe cu mai puțin de 6 luni înainte. Deci să le spui mediului de afaceri, domnule, creștem taxele, dar uite, peste 6 luni. Oamenii ăștia au pus acolo, m-am uitat, termen de intrare în vigoare 1 septembrie. O lună. 1 octombrie la unele, da. Da, bun. Și domnul... la foarte puține, într-adevăr, un alt termen, dar la majoritatea au întâi Ca și creșteri de salarii, de parcă ăștia au niște bani, cresc în pom la antreprenori. Domnule frumos. Și Ioana Constantin, o aritmetică foarte simplă. Ei zic așa, ne lipsesc 20 de miliarde, prin măsurile astea, cică de reducere a cheltuielilor, economisim 6 miliarde, prin măsurile astea de creștere a taxelor și impozitelor, aducem 6 miliarde în plus. Păi 6 plus 6 e 12. Până la 20, 8 miliarde, ce facem cu ele? Ia bureală capadă tot. Da, o să aducă, o să nu o să strângă nimic. Pentru că ei nici măcar nu știu ce strâng aici. Ei habar n-au cifrele, nu știu câte firme au, care cum produce. Da, statul român nu știe nimic, corect, așa e, domnule Alumițianu, aveți dreptate. Nu că dacă ar fi știut, ne-ar fi spus care e impactul la toate lucrurile astea, simplu, exact. Nu? Domnule frumos, vin către dumneavoastră și mai coborâm un pic de, după micro-întreprinderi, după vânzări de locuințe, ăștia toți care, dacă au două garsoniere, sunt bogații României și trebuie să-i impozităm. Mergem la oamenii din agricultură, din construcții și din IT. Deci vă dau 10% CASS-ul, gata, nu mai au zis că vă taie, că e prea mult și v-ați făcut prea bogați acolo în agricultura României, trăiți prea bine. La IT-ști însă le-au pus un plafon de 10.000 de lei, s-au gândit ei așa, n-au voie, peste 10.000 de lei trebuie să plătească. Dar cum vi se par toate măsurile astea? Că până la urmă și în agricultură și în construcții sunt firme care operează și toate trebuie să plătească. În primul rând mi se par aberante și să vă spun de ce. Pentru că măsura de acordare a acestor facilități a fost dată tot printr-o ordonanță, printr-o completare de fapt la legea respectivă până în 2027. Păi dacă ieri am luat o decizie, astăzi vin și o modific. De ce? Pentru că avem o gaură mare la buget, gaură pe care tot noi, între ghilimele, noi guvernele, am făcut-o și acum venim și luăm banii de la oameni care sunt săraci într-un procent de 60-65%, spun săraci, pentru că 60% din populație trăiește, eu știu, la nivelul salariului minim pe economie sau poate 100-200 de lei peste acest salariu, deci bani insuficienți pentru a putea trăi de la o lună la alta. Pe de altă parte, nu vă ascund că aceste facilități erau binevenite în condițiile în care în industria alimentară și agricultură, și vorbesc despre aceste două domenii pentru că le cunosc, ducem lipsă de forță de muncă calificată, aducem nepalezi, aducem de peste tot, în condițiile în care forța noastră de muncă, cea calificată și specializată, a plecat din țară pentru salarii mai bune, pentru a-și întreține familiile. De fapt, ce facem? Facem acum, dacă vreți să spun până la capăt, cursuri sau proiecte pe fonduri europene ca să calificăm forța de muncă românească și să ajungem să o completăm, să nu mai ducem lipsă, dar de fapt noi le luăm facilitățile astea și dacă îi calificăm pe oameni, pleacă și ăștia calificații, că diploma lor este recunoscută în toate țările membre ale Uniunii Europene. Deci este un talmeș-balmeș, domnul Ialomițianu a spus foarte clar că este un haos, un haos general, care pleacă de la A și se termină la Z, conform literelor din alfabet, pentru că acționând în felul ăsta asupra forței de muncă, acționând cu măsurile astea aberante asupra societăților românești, ați precizat bine, nu facem altceva decât să le distrugem, să le închidem, să crească numărul șomerilor, să se încateze mai puțin la bugetul statului. Este evident că societățile de nivel mic până la mediu nu vor rezista impactului acesta de pe piață și să rămână multinaționalele. Deci ne transformăm
cu documente foarte precise într-o colonie. Deci noi nu vom mai... Și tare mi-e frică că vom pierde și forța de muncă cea calificată puțină pe care o mai avem în țară. Adică lucrurile sunt aberante. Am încercat să explicăm lucrurile astea. N-am găsit înțelegere. Cât câștigă bugetul statului dacă taie acest 10% de la angajați? Asta întreb și eu. Cât câștigă dacă impozitează pe aia cu 3%, pe ceilalți cu 1% la caste? Exact, vă mai dau un exemplu. Guvernul a hotărât să înființeze o nouă instituție, CICI, că CICI este prescurtat și știți că este o comisie interministerială de control și de verificare a investițiilor. Astfel de comisie există la fiecare minister care ar trebui să-și dar facă treaba. Dar noi nu avem investiții, ce naiba verifică? E, asta vreau să spun în continuare, n-avem nici investiții, mai creăm o instituție cu vreo 100 de angajați cărora le dăm salarii bune ca să lucreze acolo și iau de la agricultură și industrie alimentară care pot aduce bani frumoși dacă ar funcționa într-un mediu adevărat de afaceri la bugetul statului, chiar și la PIB-ul României și dau unde? Ne-am crescut noi salarii în Parlament, am crescut salarii la primari, dăm pensii speciale de care nu ne atingem, dar tăiem de la amărâți ăștia care nu știm ce mănâncă de la o zi la alta. Apropo de mâncare, vorbim imediat de ordonanța ieftinirii, dar mai vreau două chestiuni să mai vin și către domnul Coșa și către domnul Alumițianu. Domnule Coșa, eu nu, adică vrem să înțelegem, domnule, de ce îi deranjează IMM-urile, de ce îi deranjează micile afaceri ale oamenilor, ale românilor până la urmă, care nu interferează nici cu statul, nu le încurcă lor business-urile, sunt pur și simplu niște mici afaceri dezvoltate de români, în general în interiorul familiilor, că astea cam sunt aceste afaceri pe care ei acum pun tunurile. De ce? Adică ce câștigă statul din această impozitare, hărțuire? Aș ajunge la niște explicații care depășesc cadrul economic, cel puțin pe părerea mea. Da. Pentru că într-o societate de tipul societății românești actuale, în care politizarea este cuvântul cheie. Noi nu avem altceva în această țară decât o tendință permanentă de politizare, în sensul pierderii profesionalismului, pierderii competenței, totul este politizat. În aceste condiții apare un adversar. Adversarul e clasa mijlocie. Clasa mijlocie care în toate țările din lumea asta reprezintă un motor al dezvoltării pentru că este o întreprindere care este motivată de profit, așa mic sau mare cât este el. Acest adversar, pe părerea mea, trebuie să fie omorât cât mai rapid. O omorâre adversarului care e clasa mijlocie înseamnă să neglijezi dezvoltarea educației, pentru că acolo e o clasă mijlocie, a sănătății, că acolo e clasă mijlocie, și ajungi la esența clasei mijlocie, care este libera întreprindere, adică efortul de a avea o afacere pe cont propriu, efortul de a te descurca. Ori acest efort deranjează, pentru că apare o poziție care în multe, multe cazuri deranjează puterea politică care este azi la ordinea zilei peste tot. Am ajuns o țară în care, la un moment dat, și lucrul ăsta, repet, l-am mai spus, apare o criză de sistem. Nu economie, o criză de sistem, pentru că nu va mai putea fi la nivelul instituțiilor statului rezolvată nicio problemă, începând de la una banală până la una de strategie, pentru că nu mai avem competență. Tot ceea ce înseamnă astăzi cadre de răspundere, cadre de gândire, de sinteză, este politizată cu oameni care n-au nimic de a face cu acest sector. Dacă e ca să discutăm așa fără perdea, și chiar dacă unii s-au simțit jigniți, acest draft care le discutăm azi e tocmai exemplu incompetenței. Trebuie să spunem foarte clar. Cei care au lucrat acolo, un domn ministru care a distrus finanțele și viitorul țării și acum e același domn ministru. Un domn ministru care vrea să baucelizeze și taie panglicile pe la oficiile poștale. Nu s-a dovedit că nu au cunoștințele necesare pentru a face o strategie minimă de reformă fiscală. Asta înseamnă politizare, înseamnă pierderea competenței. Ori marele război care se dă azi în lume nu este pe frontul ucrainian, este între competențe. Așa apare competența BRICS, competența Uniunii Europene, competența americană. Cine gândește, cine stăpânește situațiile, cine are strategii, va câștiga. Ori la noi este un haos, ca să repet și eu pe domnul Ialomințean, e un haos dat de faptul că nici nu se poate, dar nici nu se vrea.
clasa mijlocie în România trebuie să rămână la un nivel atât de mic încât să nu deranjeze pe nimeni. Cam asta e și nu știu ce o să mai rămână. Domnule Alomițianu, ce rămâne dacă toate aceste măsuri sunt puse în practică? Eu nu înțeleg cum își aleg ei plafoanele astea în baza cărei analize alegi 10.000 de euro, 10.000 de lei, scuze, la IT-și, în baza cărui plafon alegi rentabilitate 30 la micro, adică de unde își aleg ei toate aceste calcule, aceste cifre? Sunt niște calcule făcute de niște funcționari publici din birou și prezentate unor persoane în funcții de conducere care ori vor rău României, ori sunt incompetenți. Sau, adică vor ca clasa de mijloc să fie dependentă de bugetul statului, că probabil în campania electorală pot obține mai multe voturi. Deci, a avut guvernul Ciolacu un program de susținere a capitalului românesc și vedem că măsurile sunt invers. Adică de distrugerea capitalului românesc, de sancționarea celor care câștigă, să tot să devină dependent. M-am mirat așa, dar nu foarte mult, că au desființat Ministerul IMM-ului. Dar văd că vor să desfințeze capitalul românesc. Da, IMM-urile. Și eu am fost la o întâlnire, am mai spus-o și la emisiunea dumneavoastră, la un eveniment susținut de către Consiliul Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii, unde au prezentat Carta Albă. Și acolo au spus care este situația IMM-urilor. Nebancabile 80%, că se confruntă cu mari probleme legate de n-au acces la inovare și statul. Și văd că guvernanții care au fost acolo, și domnul Oprea și domnul Spătaru, au spus că îi ajută și văd că fac pe invers, adică vor chiar să-i distrugă. Și eu mai discut cu cei de la Consiliul IMM-ului. Sunt îngroziți, nu știu ce să facă. Zice, domnule, ce facem cu afacerile? Noi pierdem, ne pierdem casele, ce facem? Am investit, sunt locuri de muncă, sute de mii de locuri de muncă, sunt bani pe care i-am plătit la buget și vine guvernul să distrugă, iar nu vor încasa sumele respective. Sunt multe măsuri pe hârtie și legate de restructurarea aparatului bugetar și legate de aceste impozite. Nu au niciun studiu de impact. Adică sunt în afara realității. Nu știu de ce nu ascultă pe cei din mediul de afaceri. Iar economiștii care sunt în jurul PSD-ului sunt cei care vor să mărească cheltuielile bugetare și să pună impozite și taxe. Atât. Să sancționeze mediul de afaceri românesc. Mediul de afaceri românesc, veșnic ca vacă de mulți, dar nu cred că mai are lapte vaca asta. Adică și îmi pare rău că PNL-ul nu mai contează, numai prin declarații, pentru că am înțeles de la domnul Ciolacu că s-a înțeles cu domnul Ciucă și domnul Bode și tot ce au convenit aplică, iar peneliștii cred că pe acolo vorbesc în vânt. Așa e, Cristian Zaidra, apropo de chestiunea asta, eu nu i-am văzut pe liberali ieșind și spunând: domne, noi nu suntem de acord cu asta, că lovește în mediul de afaceri, lovește în, nu știu, economia românească. Nu spun nimic, înțelegem doar că sunt niște contre cu majorarea la dividende, dar că nu s-ar mai majora la 10%, dar tot în guvernarea lor a crescut și la 8%, deci mi-e egal. Dar spuneți-mi, vă rog, președintele PNL-ului de astăzi, câte zile a lucrat în sectorul privat? Eia. Câte salarii a plătit el din munca lui, de câte ori pe data de 25 a lunii a tremurat pixul dacă are taxe, dacă are bani să plătească taxele și impozitele, vedeți? Așa se întâmplă când transform un partid care are doar în titlu astăzi liberalismul într-o unitate militară. Pare rău și mie, chiar îmi pare rău pentru asta, dar e decizia dânșilor și a domnului de la Cotroceni, dacă ați mai auzit de dânsul ceva. Da, Cristian, dânsii asta și-au dorit. Mai am o întrebare la tine. Asta cu facilitățile, că ei spun că scrie în PNRR, dar eu știu așa, că în PNRR scria despre cărbune în 2032 și s-au apucat să facă în 2023. Da? Deci despre facilități scria peste un an sau doi. De ce le facem, de ce ne grăbim, de ce facem toate lucrurile astea așa? Haideți să ne înțelegem. Despre facilitățile pentru sectorul construcțiilor, PSD a scris de la bun început în codul fiscal în 2018 că se aplică pentru 10 ani până în 2028. Așa. PNRR reia ceea ce scria în codul fiscal și spune: se vor scoate treptat, începând cu anul 2025, până în anul 2028 inclusiv, exact cum era prevăzut. Și se referă doar la cele facilitățile pentru domeniul construcțiilor. Cele referitoare la agricultură nici nu existau atunci. Deci dacă folosești PNRR-ul ca pretext
să faci supraimpozitarea contractelor din IT, nu scrie așa ceva în PNRR. Dacă vrei să scoți facilitățile din construcții și din agricultură, bun, nu folosi pretextul ăsta PNRR, pentru asta PNRR-ul, pentru că nu scrie PNRR nimic referitor la asta, cel puțin până în 2025. Bine, domnule Frumosu, astăzi... Da, vă rog. Ei au probleme cu reforma pensiilor și reforma salarizării, nu cu facilități. Deci n-a venit niciun semnal de la Comisia Europeană că nu s-au îndeplinit jaloanele legate de facilități, ci reforma salarizării și reforma pensiilor. Da, despre ce ne vorbim imediat de pensiile speciale, că mâine e clar că la ce cer. Asta spuneam și eu, unde se grăbesc ei, în loc să se ocupe de ce trebuie, printre care, cum spuneți, pensii, salarii și mai sunt și altele în PNRR-ul ăla de făcut. Pustit pe ceva de unde mai poate ei să strângă niște bani. Dar nu o să strângeți, că lumea o să se mute cu rezidența, o să înceapă șomajul. Bun, domnule Frumosu, azi începe marea ieftinire. Domnul ministru Barbu e mai economist decât ăștia la alții. L-am auzit pe la televizor de dimineață, a zis că 50% vor scădea prețurile la unele produse. Domnul de la Consiliul Concurenței este într-o efervescență cum rar s-a văzut. Deja a plecat să controleze. Și zice, am demarat o amplă acțiune pentru a vedea în ce măsură companiile au aplicat prevederile ordonanței de urgență, care instituie unele măsuri cu caracter temporar pentru combaterea creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare. Pe baza informațiilor primite de la companii și a datelor pe care le-am strâns până acum cu ajutorul platformei monitorul prețurilor, vom face o analiză comparativă a prețurilor la raft actuale față de cele de dinaintea emiterii ordonanței. Cred că la sfârșitul acestei săptămâni vom avea primele rezultate. Sunt 14 produse care intră în categoria asta de ieftinire. O să le și arătăm. Ne-am tot întrebat, să le arătăm cât vorbim noi, domnule Frumos, ne-am tot întrebat de ce doar unele dintre ele, dacă de mâine o să începem să căutăm cofrajul de 10 ouă, s-ar putea să nu mai fie, iaurtul ăla de 200 de grame e la fel. Dumneavoastră, cum vedeți că vorbiți și cu producătorii, și cu magazinele, și cu micii comercianți? Păi eu aș spune că nu este marea ieftinire și este marea revoluție a distrugerii industriei alimentare românești și cu precăderea micilor producători din industria alimentară. Pentru că vreau să vă spun că, într-adevăr, nu vă înșelați, să știți că deja nu sunt produse la raft. Deci eu îmi pare rău că nu v-am trimis înainte de emisiune niște poze, să vedeți că în unele magazine nu există de niciun fel cartonul de 10 ouă, iar în unele rafturile la... produsele lactate care urmează să se, pentru care urmează să se aplice ieftinirea, nu se găsesc. Spre exemplu, se găsește numai lapte de 3,5 unități grăsime. Deci, ele au început să dispară. Și acum eu aș veni cu o întrebare. Cum penalizează guvernul sau Consiliul Concurenței o situație în care ne-am putea regăsi și eu vă garantez că în 2-3 săptămâni maxim ne vom întâlni cu această situație, când o mare parte a acestor produse din cele din gama celor 14 cuprinse în ordonanță nu se vor găsi la raft. Că dacă n-aplic reducerea, să spunem că ar veni să mă constrângă puțin, dar dacă nu le găsesc la raft, atunci n-are ce să-mi facă. Dom'le, nu le am, nu pot să le vând. Și punct. Ce face Consiliul Concurenței? Eu i-a spune domnului Chirițoiu, i-am spus de foarte multe ori, atunci când am fi avut interesul să verificăm contractele încheiate între producători și retaileri, cu taxele alea uriașe și când ne-a promis și când rezultatele urma să le aflăm peste un an, nu le-am aflat nici până în ziua de astăzi, nu au fost verificate sau dacă au fost verificate, se țin undeva însertat și nu se comunică, dar în momentul în care te-ai dus cu control sau o amendă mai mare pe o multinațională din comerț, a doua zi a apărut un domn ambasador care a dat în deget și imediat s-a aplanat situația și nu s-a întâmplat nimic. Deci, nu vor avea loc. Domnul ministru Barbu, iertați-mă, nici nu vreau să fiu rău, nici nu vreau să jignesc. Păi să vii să spui că se reduc prețurile, se vor scade cu 50%, este aberant. Cred că a făcut un calcul cum a făcut la kilogramul ăla de făină care are adaos comercial 400 până la 500%. Ați văzut și dumneavoastră, eu am făcut și poză, că am zis că nu mă crede nimeni dacă vorbesc după aia. Deci omul explica cum e adaos de 400-500%. Doamne, eu am văzut interviu în direct și îmi explica că... că dintr-un kilogram de grâu, da, se face un kilogram de făină, un kilogram de grâu costă un leu și la raft făina costă 4-5 lei. Păi ia spune domnului Barbu că dintr-un kilogram de grâu nu faci un kilogram de făină, da?
Și între grâu și raft există procesare, salarii, consum de energie, transport, adaosuri comerciale. Adică de ce vorbim? Aceeași declarație probabil astăzi. Dânsul este cam încrezător, dar nu se va realiza nimic. Prețurile poate la unele produse pentru o săptămână, vor înregistra niște scăderi, dar nici de cum, nici 50%, nici 20%. Doamne, o să scadă până nu se mai găsesc vorba dumneavoastră, adică 3-4 zile până la weekend. Și o singură completare vreau să mai fac. Românii care săraci se bucurau și credeau în această scădere vor realiza că nu pot cumpăra aceste produse, se vor îndrepta către cele similare, gen ouă la carton de 30, gen alte iaurturi, care vor crește în prețuri dacă se aplică ieftiniri la cele 14 produse. Mulțumesc mult, Dragoș Frumosu. Avem o informație de breaking news din Republica Moldova. Ambasada Federației Ruse își suspendă, începând cu 5 august, serviciile consulare la ambasada din Chișinău ca urmare a expulzării unui număr ridicat de diplomații ruși. Este printr-o legătură telefonică directă cu noi Ana Guțu, fost parlamentar în Republica Moldova și profesor universitar. Bun găsit, doamna Guțu! Bună ziua! Doamna Guțu, s-a mai întâmplat o chestiune similară până acum ca Federația Rusă să-și suspende activitatea la ambasada din Republica Moldova, din Chișinău? Pentru serviciile consulare nu, dimpotrivă, au deschis servicii consulare dincolo de Nistru, în zona separatistă, dar au mai existat cazuri când unele ambasade și-au suspendat serviciile consulare, de exemplu ambasada Franței câțiva ani în urmă și-a suspendat serviciile consulare din cauza lipsei de spațiu, fiindcă a fost construită cumva ilegal o clădire în centrul Chișinăului și a existat un conflict pe acest subiect, dar suspendarea serviciilor consulare de către ambasada Rusiei este un fel de răspuns la solicitarea Chișinăului de a diminua, de a micșora numărul de diplomați din cadrul ambasadei Rusiei, după ce a ieșit la iveală investigația jurnalistică și a dat publicității existența acelor antene pe sediul ambasadei ruse, implicarea serviciilor de la ambasada rusă în activități de spionaj, ascultarea înalților oficiale Republicii Moldova, implicarea chiar și în summitul din 1 iunie, summitul Comunității Politice Europene, sustragerea anumitor documente, drapturi și așa mai departe. E probabil un ping-pong diplomatic acum la ora actuală. Nu știu în ce măsură asta va afecta cetățenii Republicii Moldova. Nu cred că sunt foarte mulți dintre cei care își doresc să plece în Federația Rusă la ora actuală, în condiții de război, când Rusia poartă un război de agresiune împotriva Ucrainei. Eu consider că ar trebui, în acest sens, că ar fi necesar ca Republica Moldova să ia măsuri și mai drastice, fiindcă introducerea vizelor pentru cetățenii sau originarii din Federația Rusă ar fi o măsură de protecție foarte bună. Deoarece, după cazul de la aeroport, când un cetățean al Federației Rusie și al Tajikistanului a împușcat doi funcționari ai poliției de frontieră, nu avem încă foarte clar stabilit de ce s-a întâmplat asta. Există suspiciuni că funcționarii de la aeroport ar fi implicați în acțiuni de extorcare a mitei, a banilor ilegali din partea celor care sunt interziși sau cărora li se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Moldova. Și din acest punct de vedere, probabil, eu consider că introducerea vizelor pentru cetățenii originari din Federația Rusă ar activa un filtru suplimentar pentru cei care sunt indezirabili pe teritoriul Republicii Moldova și cumva ar diminua poate și corupția din cadrul poliției de frontieră, care sunt cei, ei sunt primii care verifică pe ăștia care vin în Republica Moldova. E posibil, având în vedere măsurile curajoase în ultima perioadă în Republica Moldova. Mulțumesc mult, Ana Guțu. Scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem însă să vorbim și despre pensii imediat.
Și tot vorbeam prima oră despre incompetență, despre haos, despre măsuri ilogice, să vorbim și despre ce se întâmplă cu pensiile, pentru că suntem fix în aceeași situație. Doamna ministru a mai găsit niște cifre și un calendar pe acolo pe la minister și anunță că în noiembrie va fi gata noua lege a pensiilor. Până pe 31 august vor fi gata dosarele digitalizate, zice doamna ministru, iar de la 1 ianuarie o să crească pensiile, adică o să se indexeze circa 16%, ceea ce înseamnă 180 de lei în plus la pensia minimă pe care o primesc 1.100.000 de pensionari, care e 1.125 de lei. Se vorbește foarte mult despre o creștere diferențiată a pensiilor. Ni se tot vinde povestea asta că pensiile mai mici vor crește mai mult, că nu vor să dea un procent similar, ei neavând bani, despre asta e vorba. Iar în 2030 o să ajungem la o egalizare a vârstei de pensionare. Domnule profesor Coșa, știu că la fel ca și mine sunteți așa foarte impresionat, înțelegeți ironia, de această nouă ministră de la muncă, ceea ce ne arată că domnul Budăi era mult peste doamna Simona Bucura Oprescu, dar acum are niște cifre, are niște date clare, în noiembrie termină cu legea, în august termină cu digitalizarea, dar altceva nu ne-a zis. Hai, doamne, așa e. O să regrețăm pe domnul Budăi, o să ne amintim cu duioșie de părinții și de bunicii noștri, dar ce să vă spun, doamna ministru, ar trebui să, da, îmi permit așa să zic și eu, ar trebui să fie puțin mai atentă cu promisiunile care le face, pentru că toate aceste promisiuni sunt imposibil de realizat în timpul pe care dânsa preconizează. Pe de altă parte, nu ne vorbește nimic despre finanțarea acestor legi. În ce măsură ele sunt bugetabile? Până la urmă, toată problema rămâne la bani. Ori când ai un deficit enorm, avem acum și un set de măsuri care probabil că vor adânci mai mult deficitul decât să-l reducă, nu văd când lucrurile astea se vor întâmpla. Deci eu rămân destul de pesimist în legătură cu anunțurile astea foarte pesimiste pe care domnul ministru le face și rămân la impresia că nu se va rezolva nimic în legătură cu pensiile, cel puțin până la data alegerilor, pentru că în măsura în care nu ai bani suficienți, orice fel de încercare de a elimina inegalitățile, discriminările, nu faci decât să iei de la unii să dai la alții. Doar asta ne mulțumim pe foarte multă lume. În ce privește pensiile speciale, n-am încă nicio idee. Nu știu exact cum să interpretez poziția pe care deocamdată o avem și aștept să vedem ce se va rezolva. Dar cred că, în general, pensiile nu vor avea o rezolvare sigură până la alegeri și cred că guvernarea, poate și doamna ministru, va încerca să meargă pe la Bruxelles, să mai rezolve niște negocieri ad hoc, așa, pentru că, pe principiu, pe esență, deocamdată guvernul nu are nicio posibilitate, nici politică, nici bugetară, de a rezolva o nouă lege a pensiilor. Dar, domnule ministru Alomițianu, această majorare diferențiată, noi de mult am intuit-o și am tot discutat-o pe aici, de ce vor să o facă? Ni se spune mereu, vezi, doamne, noi, ei vor să crească pensiile pentru cei care oricum au pensii mai mici și lor vor să le dea mai mult, dar care e substratul? Vor să aplice aceeași rețetă ca în 2022-2023, să-și consolideze PSD-ul electoratul. Dar doamna ministru a muncii a mai spus niște lucruri, a mai scăpat așa niște lucruri. Că dacă nu va reuși să finalizeze legea pensiilor până în noiembrie, va aplica legea 263 din 2010, o lege ulită de PSD și PNL când a fost aprobată, care are la bază indexarea. Și să indexeze pensiile de la 1 ianuarie 2024. E posibil să nu facă legea pensiilor, pentru că ei au promis recalcularea și, cum spunea domnul profesor Coșa, nu au bani și o să dea vina pe PNRR, că nu pot să facă recalcularea pe 9,4% din PNRR, deși la alt post de televiziune am demonstrat că acum suntem la 7,7% și cu pensiile speciale, deci ar putea da 16% și de anul acesta. Vor da vreo 10% indexare și vreo 6% vor da acele vouchere sociale la cei cu venituri mici pentru ca să-și consolideze electoral. Iar PNL-ul o să strige 16% și va accepta pentru că domnul Ciucă ascultă de domnul Ciolacu. Deci va fi totul electoral, vor da vina
pe USR și aici, domnul Zaidlă, ar trebui să fie atent, adică partidul, să le demonstreze în continuare și o să demonstrăm și noi că poți să dea 16% de acum, că PNRR-ul nu-i împiedică, dar proasta guvernare îi împiedică. Domnule Ialomitean, ați zis 7,7% acum cu tot cu pensii speciale? Asta cu pensii speciale, da. Da. Și atunci cât poate fi majorarea? Cât mai este spațiu până la 9,4? Mai e vorba de vreo 26 de miliarde. Da. Păi au destul. Adică, vorba de 150 de miliarde plafonul, acum avem 111 miliarde bugetul de asigurări sociale, 13 miliarde avem pensiile speciale, iar la anul PIB-ul este estimat la 1754 de miliarde. Putem să ne ducem la 165 de miliarde plafonul la pensii. Da, Cristian Zaidler, te rog, că ești acum în Comisia de Muncă, să vină legea asta nouă peste voi acolo. E, o să vină. Hai să vedem și pe asta, că din martie tot vine, dar încă nimeni nu a văzut-o nici măcar în stadiul de ciornă. Deci acum punctul de pensie e 1785 de lei. Dacă se păstrează în plată toate pensiile speciale exact cum sunt acum, că de fapt asta vor și asta se va întâmpla, valoarea punctului de pensie, azi, nu la anul, ar putea fi 2100 de lei și tot nu am ajunge la 9,4% din PIB. A? Aceea este o non-problemă. Ei o invocă, PSD-ul și mai nou și PNL-ul, ca să justifice de ce nu dau mai mulți bani. Dar adevărul este că nu dau mai mulți bani pentru că n-au. Dar electoral, PSD să spună nu avem bani de pensii, ei, așa ceva nu se poate. Și atunci e de vină oricine, dar ei niciodată nu sunt de vină pentru nimic. Legea nouă a pensiilor, să fie clar, avea termen sfârșit de martie. Deci asta cu o să o adoptăm noi în noiembrie e o poveste de adormit copii, dar chiar dacă o să o adopte cumva Parlamentul în noiembrie, ea nu va fi aplicabilă pentru că nu vor abia, așa cum spune toată lumea, să facă eliminarea echităților din sistem. Nu din cauza acelui 9,4%, ci pentru că nu vedeți că se screm să strângă câte un leu de aici și de acolo pentru că nu le ajunge pentru ce le trebuie lor la partide pentru anul electoral. Ăsta e motivul real. Cât despre pensiile speciale, mâine vedem care e decizia curții, că documentul pe care l-am văzut astăzi este o catastrofă, o rușine națională. Deci vor pica la CCR, se întorc înapoi în Parlament și punem în pericol banii din PNRR. Nu, tocmai asta e problema. Nu. Deși un alta curte a atacat la Curtea Constituțională spunând lipsește impactul financiar al legii. L-am cerut și eu în comisie, mi s-a spus că e confidențial, că tot felul de povești de adormit copii. Curtea Constituțională, în documentul pe care l-au dat pe surse, sper ca mâine printr-o minune să apară altceva, dar din păcate cred că asta va apărea, ignoră complet această plângere a înaltei curți. Și spune, e o problemă doar la magistrați, nu putem să-i pensionăm atât de repede, că de fapt stați să vedeți, că niște povești de adormit copii, în care Curtea Constituțională își permite să spună Parlamentului cum să legifereze, deși tot Curtea spune în acel document, nu există un text constituțional de care să vorbească. Și dacă mergem pe raportul ăsta, Cristian Zaidler, mai e foarte puțin timp, dacă mergem pe raportul ăsta pe care l-am văzut cu toți în presă, mâine ce decizie ia CCR-ul de fapt? Că doar la magistrații e neconstituțional și în rest, voie bună și la revedere. Rămâne deci la cu restul e ok. Păi da, dar se întoarce totuși legea dacă e neconstituțional la magistrați, nu? Da, da, dar doar pentru magistrați, încă o dată. Da, da, cum legea doar pentru magistrați, da, de acord. Adică, va fi prin închiderea ochilor declarată constituțională. Da, o să discutăm și ora a doua. Își fac dreptate. Își fac dreptate ei între ei, corect. Mulțumesc, Cristian Zaidler, mulțumesc, domnule Coșa, domnule Ialomitean, în câteva momente ne reîntoarcem și discutăm despre asta.